Deci cea de-a treia piesă este Peer Gynt. Din Peer Gynt am ales un foarte scurt tablou care se numește Tabloul Trolilor. Peer Gynt este un poem simfonic pe care Edvard Grieg l-a scris fiind foarte bun prieten cu Ibsen. Ibsen a scris un poem numit Peer Gynt și atunci Edvard Grieg a venit și a făcut o muzică extraordinar de frumoasă care se potrivește perfect cu mesajul pe care îl are acest poem și anume căutarea eului. De ce am pus această piesă? Pentru că exact astăzi, 4 septembrie, se împlinesc 103 ani de când Edvard Grieg ne-a părăsit, a părăsit lumea muzicală la vârsta de numai 64 de ani. Creația lui muzicală este foarte frumoasă și ar fi putut să continue, dar din păcate o boală necruțătoare de început de secol 20 l-a răpus. Așadar, Tabloul Trolilor din Peer Gynt de Edvard Grieg. Thank you.